Pe Iulian să-și facă treaba, Viorel Pop se află alături de noi. Bună ziua, domnul Viorel. Bună ziua, domnul Șorul Cristic sau Cavalerul Cristic. Ce să fac? Puțin obosit, dar puțin okay. Obosit. Doamnelor și domnilor, am vreo 453 de fotografii pe care mi le-a dat Viorel Pop dintr-o călătorie absolut senzațională, foarte revelatoare. O să vreau să vorbim câteva minute de călătorie, după care o să mergem către dumneavoastră, către problemele care urmează și fiți pregătiți pentru că urmează informații importante pentru viața voastră. Viorel, hai să vorbim despre această călătorie. Unde ai început, cum ai plecat, ai făcut acest pelerinaj. De ce? Că poate și oamenii de acasă vor să știe de ce e nevoie să faci atât de des, că tu mergi foarte des în pelerinaj. Pentru mine, să spun sincer, este o ușurare, o eliberare și plus de asta măcar și de energie. Da? Îmi place foarte mult să mă rog. Bun. Unde suntem aici, de exemplu? Aici, la Sfântul... Ai curcat, era într-o anumită ordine. Eu le-am scris că au fost foarte multe locuri. Da, mă rog, o să te rog pe tine să te... Spun imediat la... E un loc foarte frumos. De... Brâu Mare și Domnul. Aici este la Efrem cel Nou. Efrem cel Nou, da? Aici un... este la Sfântul Nectarie. La Sfântul Nectarie, da? Pot să spun că aici a fost... La microfon, Viorel. Aici a fost locul cel mai... cel mai încărcat energetic, unde m-am simțit și toată lumea, majoritatea care au fost. Dar acum a decurs această excursie, să spun. Mulțumesc în primul rând nașilor mei, Mihaela și Ștefan de la Călăraș. Am un prieten foarte bun care organizează o excursie. Am înțeles. Bun. Și am plecat. Zic, cât durează? O săptămână. Zic, unde mergem? Și când am auzit de Sfântul Nectarie, care am ceva față de acest sfânt, mă leagă ceva, mai multe... Te-a salvat. ...peripeții. Nu, înainte de... Știi pe duhovnicul meu, care a fost Părintele Pugna, Dumnezeu să-l odihnească. Cu două săptămâni înainte să plece la cele veșnice, icoana cu Sfântul Nectarie a plâns. O icoană care era pur și simplu din hârtie. Fantastic. Și chiar aproape de ziua Sfântului Nectarie, tot s-a întâmplat. Și hai să merg și eu până acolo, să vedem. Mai mult pentru asta am vrut să vă... Ce-ai simțit? Că poate și oamenii Cristi, trebuie să spun cu cea mai mare sinceritate, să cunoaște și nodul în gât acum. Deci am intrat și m-am apropiat de raclă, unde este înmormântat acolo o raclă din marmură. Pur și simplu am început să plâng. Deci plâns. Și plânsul care la un moment dat devine hohote, dar n-ai motiv să plângi. Deci îți vine pur și simplu și energia care este acolo. Am ascultat și eu cu urechea, se aud într-adevăr ușoare bătăi împundate așa într-un... se spune că ar fi bătăile inimii Sfântului Nectarie. Teribil. Pe urmă am fost la raclă, am fost aici poze de la Meteora. La Meteora n-am simțit nimic. Nu. Nu. Interesant. Absolut nimic. Deci este pur și simplu... Turistic. Și fost chemați la ora 8 dimineața, până la ora 9 am mai așteptat, n-au venit aia de acolo, au venit călugărie sau ce erau aia, nici judec, nervoși. Ne-a dat drumul înăuntru, am vrut să fac câteva poze, mi s-a interzis, n-ai voie, chestii sunt hotel, ne repezeau, zic, mai deci n-are sens. Oamenii au stricat locul. Se poate și asta, dar majoritatea poate merg din curiozitate. E frumos peisajul, într-adevăr. Știu grecii să profite de tot ce au. E adevărat. Bun, deci înțeleg că la Sfântul Nectarie ai simțit. Nemaipomenit. Și vreau acum să merg o săptămână în concediu, plec cu avionul, să merg cu mașina cât am mers acum cu autocarul, nu rezist. Îți trebuie cel puțin 2-3 săptămâni. Da. Dar ești epuizat, se conduce foarte mult. Am făcut aproape jumătate din Grecia. Pe urmă am fost la Brâul Maicii Domnului, acolo a fost extraordinar de frumos. Cum este și ce ai simțit? Energie, acolo? Foarte multă energie. Este brâu, într-adevăr, acolo. Maica stareță ne-a dat la toți câte o bucățică din brâu. Adică niște... Fire sau ce? Nu, un material, cum să spunem, pamblici. Erau mai multe și să tăiem, să a dat la pentru fiecare. Și ultima care am vizitat a fost lângă... muntele Pireu, mi se pare că am fost muntele Olimp. Acolo era mănăstirea Sfintei
cuvioase Parascheia, cam așa, așa ceva, nu Parascheva, că da. Ne-am... Și acolo biserica este foarte frumoasă, construită și proiectată de un arhitect român. Așa. Erau și măicuțe care știau românești, erau românce. Peste tot, peste tot am fost primiți cu căldură, cu evlavie. Foarte te lasă să te rogi cât vrei tu, nu-i cu înghesuială la ora de, hai, intră, hai, ieși. Și o săptămână ai văzut, ți-am trimis și poze, am ținut greva foamei. E adevărat, am ținut greva foamei, am refuzat. Efectiv, am refuzat să văd această fotografie pe care acest om mi-a trimis-o, la ora 23:15 cu o masă, cu toate bunătățile grecești. Ce credeți, că mi s-a făcut foame? Da! Și ce-am ales? M-am culcat! M-am culcat că mă mâncam. Deci, Doamne Dumnezeule, no, aș fi mâncat toată masa aia, m-am culcat. Mai urmăream și eu videoclipuri. Stimați prieteni, asta uite, era. Sunt aici. Mai rămânea aici. Să-mi dai și videoclipuri cu masa și aia. Și mi-a venit și mie. Cu ce te-ai fi greșit, Doamne? Că am făcut eu ceva lui Viorel de voia să mă chinească. Am fost niște fructe de mare, gyros, da, ceva din astea. Și am râs. Da, văd. Vreau să spun că am slăbit. Am slăbit foarte mult. Dar după aia ți-ai revenit. Nu am slăbit. Deci am slăbit 10-15 kg după mesele alea. Nu pot să-ți explic. 10-15 kg? Dar noroc că te-ai trezit. Asta mă gândeam și eu. A visat că a slăbit și după aia s-a trezit. Da, foarte, foarte frumos. Viorel, ești un om foarte urmărit pe, în zona de online și toate întâlnirile noastre au audiențe record pe YouTube pentru că spui lucruri importante. De aceea te întreb încă o dată pe tine. Cu acest război, ce se va întâmpla în continuare? Că nimeni nu s-a așteptat să ajungem până aici, că acum nu prea mai e cum se credea că o să fie. Nu, hai ca să discutăm. Sper că până în octombrie se termine. Se termine, da? Se termine într-o anumită formă. Sunt și anumite interese să se mai prelungească, să mai lungească. Da, da, da. Eu de-aia am spus rândul trecut că foarte mulți m-au întrebat de ce ai spus în emisiune că e bine așa cum este. Eu nu mă refer și nu mă bucur, ferească Dumnezeu la rău nimănui și ferească Dumnezeu de război, nu doresc să fie război. Dar am zis că mai bine să rămână așa cum este acolo, că e bine... Adică să nu avanseze încoace. Să nu avanseze încoace, că sunt niște furii foarte mari. Deci, la un moment dat, când unul te enervează, altul te înjură, nu prea mai judeci când ești la canaghiez. Mă înțelegi? Dar vreau că s-a brodit și cu... previziunea care am zis-o, mai apar noi molime, nu? A mai apărut una cu Maimuța Verde, sau nu știu cum se cheamă. Cu Maimuța Verde? Spre toamnă încolo am auzit am niște zvonuri, nu? Da, da. Despre ce? Adică un hai să de vedem. Variolă, cam așa ceva au spus și vor mai apărea alte forme. Bun. Ce înseamnă că din toamnă ce se va întâmpla pentru noi, pentru România? Din toamnă va fi ca un fel de pace sau vor cere anumit teritoriu, dar ei tot au intenția să pună mâna și pe Moldova, să vină mai departe, gurile Dunării. Mai pot după ce au pierdut cât au pierdut? Cristi, să spun sincer, noi subestimăm pe ei. Rusul, știi cum este? El nu atacă cum atacă ucrainienul sau arabul sau altul. Ăsta bate la milimetru. Stă pe loc și bate pe loc. Și da. Asta te termină psihic. Tu zi-mi acum pentru România, cu războiul, am înțeles, cum o ima ce va fi în România? Sper să ne ajungă și la noi. Sper să nu ne strice iar din nou concediile și toate astea. Sper sau... Eu sper. Dar se pare că... Nu se știe. Deci, din punct de vedere al ideii de COVID, ne mai întoarcem la el? Ar mai apărea ceva. Da. Anumite forme mai ușoare, nu așa grave. Dar nu cum a dar fost toamna bine, trecută cu Delta sau ar cu... Ar fi bine să avem și noi grijă să ne mai protejăm, să nu răcim. Dacă ai răcit, ai făcut o viroză automat. Vreau să spun ce am pățit în Grecia. S-a dus soția cu nașa la alimentară, la prozar. Acolo masca, frate. Dar deci ce ai pățit? Da, ce vrei de obișnuită masca? Da, obligator, dar nu i-a fost acum învățat. Eu am fost învățat așa, că nu am masă cu mine la noi. Noi știam cum s-a anunțat că s-au ridicat restricțiile. Dar au fost restricțiile față de vaccinare. Mamă, să vezi grecii ce urât, cheamă poliția. Bă, așa vă trebuie. Deci am fost într-o țară. Stai puțin, că am fost pe ferobot. Nu intra în interior fără mască. Punct. Am înțeles. Bun, am dat imagini de la o mare gală de la New York, frumos, cu toți mari actori. Toată presa avea măști. Punct.
Numai noi avem senzația că în România trece, că noi suntem grădina Maicii Domnului, noi suntem mai cu buricul pământului. Eu ți-am spus ce am pățit. Păi eu... bine ți-a făcut. Păi stai că am fost pe feribot și a început ăla să facă scandal. Masca, 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 masca. Eram afară, fumam o țigară. Ei, nu cred că ți-ați pus masca afară. Nu, afară n-a zis nimic, dar m-a urmărit să vadă intru sau nu intru. Și am spus la ce fac, sar jos dacă n-am mască. Ce să-mi faci aici? Dă-mi tu mie mască dacă ai. Și n-avea să-ți dea mască. N-a avut nicio mască, dar chiar dacă avea nu-ți dădea. Stai liniștit. Și am vrut până la urmă, acum fac o glumă, i-am spus la o colegă, nu te supără, dă și mie o bucată din... Sutien? Să pun și o mască. Vai de mine. Păi, dar trebuie să improvizezi. Dar sutia ta a văzut ce fel de mască voiai tu să pui? Și care probleme? Dar erau chiar lângă mine. Și ce vrei, să primesc amendă sau să mă arunce după vânt? Am înțeles, am înțeles. Te iubește mult, de-aia te și suportă. Da. Bun, deci mai urmează o formă ușoară. Acum mie îmi vrei binele, nu? Mă bagi la înaintare. Da, bă, trebuie să te ieși îmbrăcat în roșu și să nu te deoache toate gagicile care nu, te plac. Nu, iubesc foarte mult de aia sunt în roșu. Poftim? Iubesc foarte mult asta, de aia sunt în roșu. Da. Bun, o nouă formă de epidemie sau altă boală va veni către România? Da, da. O să vină peste tot. O formă ușoară de variolă, varicelă, cam așa ceva. Variolă, varicelă. Ne va trebui vaccin. Nu este așa grav pe cum este boala, dă migrene, apar acele bubițe pe față, cu lichid, spumă pe corp. Copiii trebuie să... Să-i păzim pe copii. Ei vor fi cei mai sensibili. Mai sensibili, nu? Da. Și dacă n-am făcut, trebuie să mă vaccinez, nu? Mai problema ta, eu n-am spus nimic de vaccinare. Stai că n-a apărut și vaccinul ăsta la altul. O să apară. Dar cred că pentru variolă și varicelă s-a făcut mai de mult. De care contract cu Cartacu zi nu. Ascultă-mă un pic. Zi. Pentru varicelă s-a făcut mai de mult, nu mai trebuie să testăm nimic acum. Păi chiar dacă ești, chiar dacă ai trecut prin boală, poți să faci forma asta ușoară. A. Mă înțelegi? Deci apare o nouă formă, o mutație, să o numim așa, cam așa ceva. Dar nu e neapărat acum să ne speriem, iar să intrăm în panică, iar nu mai ieșim afară, iar stăm înăuntru, iar... Nu, în vara asta cred că se va bea corespunzător, nu fac probleme. În vara asta, știi cum o să văd? O să văd, nu o să mai fie ca în alte sezoane în astea așa de concediu. Majoritatea oamenilor vor fi foarte, foarte triști, supărați, închiși și de nu la... vor mai pleca. Eu spun că o să fie... Deci noi nu luăm în serios acum criza care o anunță băieții. Deci ei ne pregătesc înainte. Atenție, atenție, atenție și va veni să știi. Eu am auzit mai devreme o voce a unui fost înalt demnitar din România care a spus că dacă nu suntem atenți va fi foamete și vor muri oameni de foame. Eu am spus de mult treaba asta. Deci va fi foamete. Va fi sigur, sigur. Uite, în sud-estul țării, jale. Culturile nu sunt cum au fost acum un an, acum doi ani. Uite la seceta, uite la căldurile care sunt acum, 33 de grade acum. Eu, spre exemplu, săptămâna viitoare, cealaltă, dar asta nu e de la mine. Nu e de la tine. Nu, e o rudă de-a ta din, nu, din provincie. Din partea lui nevastă mea. Aia mă gândesc. Eu sunt mai alb. De lângă Brăila, nu chiar da. De la Brăila. Și trebuia să plec în Atos. Mi-este frică. Ți-e frică? De ce mi-e frică? Adică am uitat eu așa, m-am orientat, căldură mare. Cred că nu rezist la căldurile care sunt. Eu nu suport căldura. Da. Dacă m-am dus acum în piață, transpir loarcă. Și aia este chestiune... Să fim foarte atenți și cu temperaturile care sunt, să fim foarte atenți cu alimentele care sunt. Deja la anumite magazine am văzut persoane care au cumpărat 3 bidoane de ulei la 5 litri, casa de marcat numai 2, atât. N-a primit al treilea. Eu astea n-am văzut așa ceva, da? Da, da, da. În Germania, uite să vezi cât e prețul la ulei, în alte state. Bun, deci prețurile vor crește, vor fi foamete. Deci trebuie să ne... Nu spun acum neapărat că a spus Viorel Pop, gata, toată lumea, hai pe magazine, hai pe depozite. E bine să fim puțin mai... Cumpătat. Mai cumpătați. Adică să nu cumpărăm toate și alea. Și nu cred că o să mai fie... Uite, spre exemplu, am înțeles pentru sezonul acum care o să urmeze în Grecia sau... În general, au scumpit destul de mult. Axos. Au mai bagă. Astea... Nu cred că o să mai meargă lumea cum a mers înainte. Nu. N-o să-și mai permită. Și n-o să-și mai permită să mai plătească ratele. Aici e problema. Curentul în continuare se va scumpi, gazele la fel, combustibilul la fel. Și pe unul, altă văluc și ne mirăm de ce au ieșit oamenii în stradă. Dar încă nu s-a încărcat paharul. Aici e problema. Deci e posibil. E aia mi-e frică să nu se încarce. Mișcări sociale. Pe au început, în alte state este. Este scandal mare. Asta e adevărat. Nu vedem noi la televizor sau nu știm, da, dar frământ, toată lumea fierbe. China de 7 ani de zile se chinuie să facă rezervă de orez. Ei știu.
Preconizează cum se întâmplă asta. Chinezii? Da. Bine, deci, valorii orez. Să te spun exact, în 2017. Da, atunci a fost în China. Ei s-au și învățat cu puțin, ei n-au fost... N-au... Dar la noi ferească Dumnezeu, noi învățați mult, hai să cumpărăm și aia, și aia, și aia, și aia, mănânci numai puțin și aia nu ca tot după urmă, să strică. Prin urmare, principala atenționare a ta... Animale nu prea avem. Ce anume? Animale nu prea avem. Ba avem o pestă, ba avem aviară, ba porcină, ba mai avem... Cum sunt acum unii veterinari. Mai avem animale, dar umblă în două vrei, picioare. Vrei, nu vrei, îți bagă animalul, șeptelul la vaci, sau terminat toate, le-au dus la abator, că au apărut nu știu ce la sânge. Știu cazuri. Deci preconizez o toamnă complicată. De la anul încolo, un an, doi, atunci al doilea an se vede mai urât. Deci anul ăsta va fi oarecare acalmie? Acum e acomodare. Acomodare, nu? Și următorii ani va fi greu. Mai târziu vom plânge, nu acum. Mai târziu vom plânge. Vom plânge. Dar nu plângem de război. O să plângem ca să nu intre alții peste noi în casă să ne ia mâncarea. Deci nu-l caută bani, nu caută aur, mâncare. Deci va fi urât, urât. Adică noi între noi, nu că vine un invadator. Nu, noi între noi. Asta zic, deci că ai văzut. A căzut elicopterul rusesc și între rămășițe se vede o mașină de spălat. Că fusese pe tancuri. Pradă de război. S-a văzut pe tancuri și covoare pe sane și mai multe. Asta zic. Deci nu genul ăsta de jaf, ci momentul în care noi pe noi. O să apar, de unde ai tu, cum ai tu, de ce nu-mi dai, trebuie să-mi dai mie sau aia. Și să vezi că dacă statul nu ia măsuri, majoritatea pământului este luat în arendă de greci, de italieni, de altceva, o să plece afară. Doar să lase să rămână la noi. Sper că o să ia măsuri. Dar orice caz, bine nu văd așa, bine, nu. De-aia mi-am luat și ochelarii. Văd cam în ceață. Vezi cam în ceață, nu? Doamnelor și domnilor... Noi ca noi, Cristi, ne-am trăit viața. Adică știm ce a fost și ce a fost bine. Eu nu crezi că suntem cam tineri, ca să spunem, că ne-am trăit viața? Nu, Cristi, și de ce eu mă aștept la orice ce? Eu știu ce urmează la mine. Și nu mă consum, nu mi-e frică de moarte. Nu, ne-e frică deci de viață. Tu poți să vezi parcursul tău în viitor? Da, l-am știut și știu. Deci anul viitor ne mai vedem pe la emisiune, da? Da, de ce nu? Vrei să pleci? Eu nu vreau să plec, tu să nu pleci, că tu ai spus, că vezi și parcursul meu. Nu, eu sunt mulțumit. Anul trecut, când am fost în ianuarie, m-am învățat cu ideea. E foarte ușoară trecerea la o etapă la alta. Ai dreptate. Sincer, nici nu simți când ai trecut, dar îți pare rău când vii înapoi. Am înțeles. Eu totdeauna știu ce fac și dau un sfat la toată lumea. Prima dată când ieșim din casă, e bine să ne uităm în sus, să mulțumim Bunului Dumnezeu că existăm, că ne uităm în spate, să vedem de unde am plecat, ne uităm în față, să vedem să nu călcăm vreun prost pe picior, și bă, ne uităm în stânga și în dreapta, să vedem câți prieteni au mai rămas lângă noi când avem necaz sau probleme. Asta, apropo de prieteni, mă uit, adică cred că ne uităm în jur și... Mai sunt mese, mai sunt petreceri, mai sunt din ăștia, nu mai auzi, e? Mai ții minte ce spunea maestru Dinică? Țară mare, mese puține, câteva mese, știi? Ai văzut? Asta este și o să fie mai departe. Da, doamnelor și domnilor, astăzi a venit Viorel Pop ca să... Să vă prezinte morcovul zilei cu Viorel Pop. Cum, morcovul? Adică să-i le-ai băgat oamenilor morcovul că... Dar tu l-ai băgat, tu ai pornit discuția. Eu sunt vinovat că eu te-am întrebat. Eu sunt vesel, discut cu toată lumea, râd, glumesc. Eu îți devine că am întrebat, trebuia să tac din gură, nu? Cum? Eu îți devine că trebuia să tac din gură, nu? Nu, dar n-ai pus pozele cu mâncare, aia mă oftică pe mine. A, dacă puneam pozele cu mâncarea, ziceai mai bine, nu? Plângeam. I-a văzut că ai slăbit și ce a zis, mai bine? Vrei o prăjiturică de la domnul Iulian? Nu, mulțumesc. Da, de ce e cu prăjiturica? La regim acum. Am regim. Ai regim. Mă duc acum, fac un ghiros și pe mă... Stai, mă, nu, că m-au luat nervii, doamnelor și domnilor. Ia colegul de aici, de la cameră. Doamnelor, nu se vare și... Deci ce poză mi se trimite mie noaptea, doamnelor și domnilor? Să vă aleg, deci, domne, prieten drag. Ne cunoaștem de o viață. Stai de să vedem. De zile. Stai să vedem. Unde era poza aia? Unde e, mă, poza aia? Că n-am mai... Da, ia vină colegul. Uitați-vă și dumneavoastră. Probă. Om. Uitați-vă ce mi-a trimis azi noapte. Ce e acolo? Uite salată, castraveți, varză. Da! Roșii. Hai că mai am. Ia, poftiți aici. Uite, uitați-vă și dumneavoastră ce trimitea el la ora 10 seara. Uite, lămâi, cartofi pai. Cartofi pai? Du-te, mă, de aici. Aici ce e, mă?
Nu mai aveai loc să arunci una. Uitați-vă și dumneavoastră. Feluțe. Am râs așa de dietă, înțelegi? Aia nici nu știu ce. Și noaptea. Păi aia e treaba, că nici nu mai ții minte ce ai mâncat. Aia e treaba. Uitați-vă și dumneavoastră. Nu, eu am pus alea ce am găsit. Uitați-vă și dumneavoastră. Cristi, a fost pe masa mea. A fost masa vecină. Doamnelor și domnilor, ele ca în chestia aia, știi, la un moment dat se uită și păi, dar cine a pus mâncarea asta aici, mă, Doamne ferește? Dar dacă tot a venit... Da, hai să o luăm puțin în publicitate. O avem pe Alina Eremia într-o, v-am spus, o declarație senzațională. Valentina Fătu se întâlnește cu Oana Turcu și mai avem ceva foarte tare după aceea. Vă mulțumim, domnule. Mai aveți ceva să ne spuneți important? Săptămâna viitoare sunt la Timișoara, Oradea, Bistrița. Torbuia revin în București la începutul lui iunie. Vreau să spun tuturor telespectatorilor, nu are sens să ne supărăm, să ne enervăm, să ne consumăm, să intrăm în panică. Lăsăm lucrurile așa cum sunt și e bine să le înțelegem. Am înțeles. Să vezi ce bine să fie. Doamnelor și domnilor, precum ciobanul din Miorița, hotărât și resemnat cu viitorul lui, Viorel Pop. Să luăm o sfântă publicitate ca să-mi revii un pic. Doamne ajută, fie primit!